Oops. Am nevoie de un loc pentru un animal de companie. Șefa vrea să facem o casă pentru animale de companie. What? Dar noi nu facem case pentru animale de companie. Fie faceți o casă, fie demisionați. O voi face, doamnă. Mulțumesc, prețioasa mea. Ce pisicuță drăguță. Du-te și fă-o. 300, 400, 500. Ok. Uite. Așa se face. Astea sunt bune! Corny! Ups! Nu le atinge! Îmi pare rău! Ok! E bine! Asta se va potrivi bine aici! Întoarce-te! Ok, e mai pomenit! Mai dă-mi una! Vreau să văd un tigru! În regulă. Nu-i rău. Îmi place. Fă-i poze așa. Mai fă o poză. Bravo. Mulțumesc. Bate palma. Ne-am salvat. E doar un cățeluș. Nu am unde să locuiesc. Are nevoie de un loc unde să stea. La fel și eu. O vom construi? Corny, fă o singură. Eu am oricum multe pe cap. Ce să facem? Aha! O voi face! Acoperișul va fi aici. Gata! Am terminat! Bine! Ce ferestre minunate! Îți place, cățelușule? Vei avea cea mai frumoasă casă!
Oh. E pentru flori. E o ciudată! Florile sunt de fapt false! Nu! Nu! Te cheamă? Bine, Navy. Îți place? Îl voi lua eu pe acest drăgălaș. Cineva vrea să adopte câinele. Vezi, să ajute animalele e atât de frumos. Da, postarea are deja 1000 de aprecieri. Dar partea bună este că am ajutat. Caut o casă de hamster. Nu facem. Ne ocupăm de asta imediat. La revedere. Alegere frumoasă! Prieteni, comentați mai jos care dintre aceste case ați dori să le construim în următorul nostru videoclip. Uită-te cum o faci un profesionist! Iată, maestatea ta, gustările tale. Sunt întunericul, sunt furia, sunt groaza. De ce continuă să spun asta? Nu mai sunt dispus să tolerez compania unui țăran. Scuzați-mă, maestate, camera ta va fi gata în orice moment de acum. Vei regreta ce ai spus. Andy, uite ce-am făcut! Ce? Uită de asta! O casă demnă de un rege! Ai nevoie de pietre? Bine, mulțumesc! Thank you.
Ha, l-am luat eu! E atât de pufos! Casa ta regală e gata, maestatea ta! Unde merg acum? Nu se va mai întâmpla niciodată! Maestate! Îți voi arăta casa regală pentru animalele de companie. Iată o zonă de joacă! Un labirint de gard viu, un castel, o lojă și un loc de luat masa. Bravo! Îngenunchiați, oamenii mei! Îmi place! Vă declar acum cei mai buni constructori de case regale! Iată plata! Mulțumesc! Destul de bine! Acest lucru mă va face cu siguranță faimos! Faceți case pentru iepări! Da! Cât plănuiești să cheltuiești? Îmi pare rău, nu putem face nimic! Te rog frumos! No, no. Of, cum zici tu? Corny, îmi rămâi datoare! Oh! Acum mai vorbim? În niciun caz! E o casă ieftină! Vom folosi asta! E mult mai bine acum. Ce faci? Ei bine, nu e rău. Felicitări pentru mutare! Cum ți-ai putut permite asta? Cu ajutorul borcanului de bacșișuri! No! Nu! Ți-am spus, e o casă ieftină! Mulțumesc mult! Noi doar ne facem datoria!
Nu fi atât de fericit! Înaintea ta a fost un hamster aici! Unde e acum? Același lucru ți se va întâmpla și ție! Ești atât de adorabil! Cum te cheamă? Nu sunt adorabil! Sunt... Corect! Trebuie să-ți dăm un nume! Prieteni, comentați ce nume se potrivește cel mai bine hamsterului nostru! Brownie, Kenny sau Bob? Sunt Kevin! Hei, ai auzit asta? Îi vom da numele pe care le alegeți în următorul nostru videoclip! Simți asta? Să faci fapte bune se simte foarte frumos! Excelent! Uite! E o recompensă pentru ajutorul tău! O zi frumoasă! $100 Iată restul tău! Pe curând! O zi frumoasă! Unde-i pușca? Ups! Avem nevoie de mai multe cuști. Nu, păstrați doar unul. Ne vom gândi la ceva. Știu, știu. Iată câștigătorul nostru! Nu renunț la Kenny! Eu sunt Kevin! No! Iepurașul rămâne aici! Uită de asta! Poți pleca împreună cu el! Eliberează tu locul și vor rămâne amândoi. Ce? Doamnelor, plecați! Ha? Doamnelor? Șefa a spus nu. Trebuie să găsim o cale. Ce ar trebui să facem? Să construim o casă pentru doi pe cont propriu? Aha. Nu, nu, nu! Sună ca un plan. Bine. Stai așa, e o idee grozavă! Exact ce avem nevoie! Aici vom pune mâncarea, și o roată, și o zonă de joacă! Aha! Casa iepurașului va fi minunată! Și a hamsterului. Hamsterul. Iepurașul. Hamsterul. Corny, Corny, Corny. Andy, Andy, Andy. Ha? Bine, o vom împărți. Huh. Huh?
Nu-i rău. Destul de drăguță, nu? Salutare, prieteni! Ești atât de puternic! Wow! Am reușit? Hei, abonați! Da, exact așa am spart această piatră, cu mâna! Comentați mai jos ce ar trebui să sparg data viitoare! Bravo, mie! Aha, minunat! Încă una ar fi grosavă. Ce e atât de distractiv? Este plăcut! Oh, pot să încerc și eu? Nu sunt sigur, vreau și eu să fac. Nu mai contează, uite! Ah, ce ne-am distrat! Ți-am spus eu! Nu înțeleg de ce trebuie să tolerez această minge malefică de blană din jurul meu. N-ați face griji, vei pleca în curent. Ce te face să crezi că mă vor da afară? Sunt drăguț! Exact! Vei arăta frumos pe masă la cină. Mai vedem noi! Atât de drăguță! Nu, am o altă idee! Aici. Acest design ecologic arată destul de bine. Un iaz va arăta grozav în pădure. Un iaz? Numești? Wow! Habar n-aveam că bei atât de mult. Bine! Ups! Ups! Și alimentatorul trebuie să fie drăguț! O adevărată capodoperă! Mănâncă dulceață? Cum să-l dăm? E atât de dolofan! Cine e tipul ăsta dolofan?
eu am spus asta. Știu, doar că nu-mi place de el. Aici e camera ta de joacă. Totul e pentru iepuraș. Și hamster. Mai mult pentru iepuraș, totuși. Și hamster. Hei, deșteptule, cum ar trebui să mă dau jos? E mai mare, deci zona lui este mai mare. Am uitat de scară. O roată e o necesitate pentru fiecare hamster. Ar fi bune niște decorațiuni. Oh. Se va simți mai confortabil așa. Ești epuizat? Ce-ar fi să iei o pauză? Na, voi continua să mă antrenez. Îmi tonifiez mușchii și apoi o să vă pot pune pe toți în căști. Ești hilar. Crezi că înțelege? Total. Da. Și eu vorbesc cu iepurașul. Ce-i cu tine? Totul va fi gata în curând. Agresează! Nu știu unde să mă ascund. Nu-i cazul! Abuzul nu e răspunsul. Dar minte! Trebuie să mergeți pe căi separate. Ei bine, ești terminat, hamster dolofan. Oh, tu! Urăsc că te cunosc. Nu vă faceți griji, nu va dura mult. Hei, nu, nu eu! Eu sunt victima în această situație. Există un singur șerif în această cușcă. Chiar eu, unicul! Nu scap cu asta, domnule urechi mari! Bravo! Îi păstrăm pe amândoi. Bine. Am făcut o treabă grozavă. Da, am reușit. Bravo mie. Iepurașul va fi bine acum. Și hamsterul. Uite, te poți juca cu el în afara cuștii. Mare lucru. Hamsterul poate merge și el la plimbare. E pe cale să devină amuzant. Știu că vrei să scapi, dar te rog, nu o face. Și vei primi o gustare. Bate în palma. Serios? Absolut. Vezi, totul e... Oh! Să nu aveți niciodată încredere în hamsteri. Cine e campionul? Tu ești. Hai să alergăm. Haide. Hamsterul. Iepurașul. Hamsterul. Iepurașul. Hamsterul. Iepurașul este încă numărul 1. Cum îl cheamă? Numele lui este...
Prieteni, comentați mai jos cum ar trebui să-l numim pe iepuraș. Trebuie să recunosc, nu ești atât de prost în comparație cu ei. Nici tu nu ești în comparație cu Andy. Genial! Vrei să facem pace sau ce? Deocamdată. De fapt, îmi plac toate animalele. La fel și mie. Și mie îmi place de mine. Vă voi distruge pe toți. Cred că toate animalele sunt cool în felul lor. Mă bucur că ne-am împăcat. Animalele noastre de companie stau cu noi datorită eforturilor noastre comune. Și casa a ieșit uimitoare. Orice animal de companie ar fi fericit să locuiască în ea. Acum putem avea și mai multe animale de companie. Au mai rămas ceva. Bravo! Nu e mare lucru. Glumește! Pisica ta poate să zârie cu ghearele sau să se antreneze. Nu-mi place să fac sport. La revedere tuturor! Păstrează-ți ideile geniale pentru tine. Courtney vine întotdeauna cu lucruri interesante pentru animale. Courtney e fiica șefei tale? Este mult mai ieftin. Șef ar aproba. Ar aproba de asemenea să fii concediat. Șefa nu va concedia un angajat atât de valoros. Un angajat valoros? Hai să organizăm o competiție. Care este premiul? Pierzătorul va fi concediat. Nu lucrez aici. Bine ai venit! Treceți la treabă! Andy, asta e pentru tine! Andy! 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 Bună! Cred că sunteți aici pentru Courtney. Căutăm un adăpător pentru animalele de companie. Hai să ne gândim la ceva. Avem nevoie doar de sticle și imaginație. Dai! Și pun aici. Acum să turnăm niște apă și adăpătorul este gata. Mulțumesc mult! Oh, nu e niciun deranj! E rândul tău să cureți cușca? Și asta e pentru mine! Avem nevoie de... Nu mai spune nimic, e ușor! Toarnă puțină apă.
și pornește-l! Doamne, ce e asta? Cu plăcere! La revedere! Am nevoie de o jucărie pentru câine. Asta? Nu, am una grozavă. Întind un prosop și pun mâncarea. Animalul tău de companie nu va rezista mirosului delicios. Lasă-mă să gust. Delicios, îmi place. Ușor și ieftin. Cred că îți va plăcea mai mult jucăria mea. Și animalul tău de companie va avea o ocupație. Îmi face plăcere să lucrez cu tine, Andy. Îmi face plăcere să lucrez cu tine, Andy. Bună! Avem nevoie de un pat pentru animale de companie. Ai ajuns la locul potrivit. Uite cât de moale este. Ce coșmar ciudat. Se pare că nu-i place. Cine mai e și ăsta? Cel mai bun angajat al nostru. Un adevărat profesionist. Trebuie să gândesc ca și cum aș fi Corny. Așa e, voi vorbi cu ea. Spune-mi la ce pat te gândești. Ce mormăie? Ce zici de un pat supraetajat? E cam ciudat. Sau cu un acoperiș? Da, e perfect. Asta este. Aha, Corny poate fi mândră de mine. Îndoi și le alături. Acum scot tricoul. Hai să punem ceva moale. E bun. Chiar ești un profesionist. Foarte curând, planul meu fără cusur va fi pus în aplicare. Habar n-au ce așteaptă. Unde este hamsterul? Nu țipa atât de tare, doar l-am mutat într-o altă cușcă pentru a o curăța. Mi-a stat inima în loc. Stai! Care cușcă? Am spus alta. Oh, nu! Andy, hamsterul a scăpat! Atât de atentă! Uite, toate cuștile pentru animale sunt descuiate! Voi pune eu mâna pe el? O altă, Corny! Hamsterul nu putea face asta! Mi-aș fi dorit să fi văzut privirile de pe fețele lor. Nu voi fi cea mai mare preocupare a lor. Ieși afară, dragă! Unde ești, obraznic mic? O să-l prind în mod clar. Ei bine, asta e. Tot ce trebuie să fac este să-mi construiesc armata și vom cuceri lumea. Uite, iată-l! Te-am prins! Am fugit odată! O pot face de două ori! Cum te pot ajuta? Refuză să se joace cu mine! Cred că știu de ce ai nevoie! Avem nevoie de un marker, hârtie și mâncare! Wow, pare interesant! Îmi place foarte mult acest joc! Oh.
Ok. La revedere! Bună! Bună! Iată comanda ta! Oh, ești atât de drăguță! Mulțumesc mult! E nesuferită! Pune mâncarea aici și închide! Câinele tău va ști ce trebuie să facă! Bine, ajunge! Nu, 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 nu! Permite-mi să-ți prezint ținuta sezonului. Pisicuța ta va arăta uimitor în ea. Culoarea asta nu mi se potrivește. Ești greu de mulțumit. Oh, ținuta asta te va face cea mai înfricoșătoare pisică din cartier. Nu e așa de impresionantă. Alegerea ținutelor pentru un animal e mai grea decât pentru un om. Tot ce ai nevoie este un profesionist. Folosesc farfeca pentru a tăia găuri. Asta e cu totul altceva. Arăt ca o adevărată prințesă în rochie asta. Privește și învață. Wow! Cine e așa de mare? Bună! 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 Uite ce am pentru tine! Aluăm! Dă-mi-o! Vreau să mă joc! Mai are un prieten mic! Vom găsi o jucărie și pentru tine! Să faci nimic. Doar două piese simple și aparatul de curățare a labelor este gata. Nu-i rău, nu? Ai uitat ceva în urmă, nu? Uite ce am! Încotro te îndrepți. Asta nu e o jucărie? Hmm? De ce? Să împărțim în mai multe bucăți. Mâncarea. E gata! Nu-mi place să mă joc. Prefer să mănânc. Eliberați-ne! Unde e mâncarea? Avem nevoie de jucării! Andy, mângâie-mă! Andy!
Te-am prins! Andy! 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 Ce? Trezește-te! Bine, bine, sunt treaz! Ah, de ce sunt câinii atât de proști? Haide! Câinii nu sunt deloc proști! Sunt extrem de inteligenți! De unde știi? Nu ai văzut noul nostru clip cu Courtney? Uite! Inteligența câinilor poate fi comparată cu abilitățile mentale ale copiilor de 2 ani. Câinii își pot aminti aproximativ 250 de comenzi exprimate în gesturi și cuvinte. Numără până la 5 și rezolvă probleme matematice simple. Bine, scuză-mă, câinele meu dulce. Ai dreptate, câinii sunt mult mai deștepți decât tine. Nu e ce am vrut să spun. Bună, am nevoie de o jucărie pentru câini. Absolut. Câinele tău va fi obsedat de asta. Minunat! Ne ocupăm imediat. Vom avea nevoie de asta și asta. Hai să le alăturăm. Chiar și un copil o poate face. Sunt atât de recunoscător. Vă mai așteptăm! Bună ziua! Nimeni nu poate rezista acestei jucării! Trebuie să mă gândesc! Mult mai bine! Cine e o drăguță? Cine trebuie să fie periată? Chiar așa, dragii mei abonați! Cu o mișcare din încheietură! Hei! Cum să periez pisica acum? Ai o perie! Vrei să o strici și pe-a mea? Nu avem nevoie de asta!